Suntem live la Feel the Market, ca de obicei, de la această oră. E o ediție inedită. De ce? Pentru că suntem cu legătura în Statele Unite. Iată, facem pentru prima dată o transmisie din Statele Unite. Alături de noi, cei de la Norofer Group, Alex Cristescu și Vlad Popescu din Statele Unite, Mircea Fulga de la București, de la țară. De unde ești, Mircea, acum? Salut! Salutare, sunt de la ferma de la Zimnicea. Nu e timp de stat la București în perioada asta, da. Și voi, domnilor, de unde sunteți? Bună dimineața, în primul rând. Sunt 8 ore diferență. Suntem în localitatea Watertown, în Dakota de Sud. Asta e la sud de Dakota de Nord, nu? Care este Statelor Unite. Inevitabil la sudul Dakotei de Nord, exact. Da. Undeva la jumătatea Statelor Unite, așa, între est și vest. Cum ați ajuns acolo și ce faceți acolo? Hai să vorbim puțin. E interesant. Prima mea întrebare ar fi, e apă acolo? Dacă sunteți în Watertown sau e nevoie de irigații și acolo? Este primul lucru pe care am observat, e că e mai multă apă decât trebuie. Oamenii ăștia au niște drenaje pe care le fac în fiecare an să scape de apa în exces. Chestiune care pe noi ne-a mirat, că la noi e fix invers problema. Dar este o zonă mult mai stabilă din punct de vedere al precipitațiilor. Sunt ploi, sunt zăpezi, deși anul ăsta a fost un pic mai slab cu cantitatea de precipitații. Cu toate astea, este mult mai predictibilă agricultura. Adică ei cam știu nivelul de precipitații mediu pe care se pot baza ca să-și facă recoltele. Contrar a ce am putea crede, nu prea sunt irigații în statul Dakota de Sud. Sunt destul de puține irigații, tocmai pentru că au suficientă apă. În rest, suntem cumva pe aceeași latitudine cu România, deși condițiile sunt diferite. Iar culturile predominante, ca să ajungem și la discuția asta, sunt porumb, soia în proporție de 90%, urmând grâu și, mă rog, alte culturi mai neimportante, dar predominante sunt porumbul și soia, care se repetă. Ei nu au o rotație cum avem noi lucrând cu organisme modificate genetic, nu au rotația așa cum o înțelegem noi în România. Ei pot să meargă și cu 7 ani de porumb, de exemplu, unul după altul, ceea ce prezintă niște provocări, dar în general randamentele lor sunt mult mai bune. Până la urmă, ca să vă întreb așa, ca la vamă, cum era sau e și acum, scopul și durata vizitei, da? Ce căutați tocmai în Dakota? Acum, noi am început în statul Ohio și cumva trebuie să regândim strategia pentru Statele Unite. Am terminat omologările, știm foarte bine ce s-a întâmplat, am făcut omologări, am făcut testări, dar am simțit nevoia să avem un partener local. De ce? Pentru că până la urmă, și dacă s-ar întâmpla invers, ar veni în România, tot ar trebui să aibă un partener local care înțelege fenomenul agriculturii, înțelege agribusiness-ul, înțelege cum gândesc fermierii, care e comportamentul de plăți și așa mai departe. Deci fără un partener local, și suntem foarte norocoși să fi găsit pe cineva foarte bine pregătit și cu experiență mare în domeniu, fără un partener local nu ai cum să faci performanță, și găsindu-l pe acest partener local, am reușit să facem următorii pași pe care ni-i doream foarte mult, adică fabrică și iată deja acest contract de distribuție pe care îl avem pentru 3 state americane. Și în timpul în care se construiește fabrica, umblăm prin zonă și avem întâlniri cu distribuitori locali ca să ne mărim aici amprenta și să reușim să dăm de lucru acestei fabrici care va fi gata în curând. L-aș întreba și pe Alex, care e și el alături de tine, ce cu fabrica asta, cum va fi comparativ cu fabrica de aici, care sunt diferențele? Știu că și tu te-ai ocupat și de liniile de producție și de multe, așa că ești în temă cu... Sigur că da. Linia de producție de aici e mult mai mică față de ce avem capacitatea de producție din România, dar noi suntem totuși într-un proces care a început acum un an jumate aproape, prin care am căutat
companii cu care ne putem asocia sau face parteneriate. A fost o perioadă destul de lungă de due diligence și acum, identificând oportunitatea în Dakota de Sud, am considerat că trebuie să avem o facilitate de producție care, sigur, are vreo 12.000 de litri capacitate de producție pe zi, adică nu e deloc micuță, dar ea este gândită ca să deservească cererea pe care o preconizăm pentru acest an și să fie și scalabilă în viitor. Și ce înseamnă? Ce ar însemna scalabilă până la urmă? Cred că lumea e interesată de treaba asta și până la urmă să povestim puțin cu ce veți face voi acolo, cât de productiv va fi business-ul acolo. Pentru că e totuși o țară în care agricultura e la putere, mai ales în zona aia acolo, nu? Ce e foarte important să înțelegem este că trebuie, noi facem acum această facilitate de producție pentru că noi acasă, la Filipeștii de Pădure, ne pregătim materia primă pe care o exportăm. Asta nu se putea acum un an. Noroc că acum avem laboratorul nostru de multiplicare de microorganisme. Reușim să trimitem în Statele Unite forma concentrată a acestor microorganisme și să pregătim produsul final aici, în fabrica din Watertown. Dacă sunt comenzi foarte bune, noi putem să adăugăm producție, capacitate de producție pe viitor fără o problemă. Dar pentru noi așteptările sunt în felul următor. Dorim ca în acest an această subsidiară a noastră, această asociere să adauge la cifra noastră de afaceri. Acesta este țelul și nu dorim să lansăm cifre interne pe care le avem, totuși este primul an în care accesăm această piață. Partea bună este că începem cu un contract de distribuție, că avem produse care sunt validate de piață și au fost făcute testări chiar și aici în zonă. Continuăm cu aceeași strategie pe care o avem și România, de loturi demonstrative, pentru că din punct de vedere al marketingului, asta e cea mai bună cheltuială pe care o poți avea. Și mergem în fiecare zi la distribuitori și vedem interes pentru produsele noastre, vedem deschidere pentru ele și vedem că sunt produse care se caută. Din punct de vedere tehnologic, suntem în piață și suntem chiar de multe ori peste unii jucători din piață de aici, așa că nu cred că avem niciun motiv să ne îndoim de produsele noastre. Și până la urmă, importanța laboratorului ăla pe care l-ați inaugurat recent și care e o investiție, se va vedea și pe direcția asta cu Statele Unite. Păi, aici o putem spune în felul acesta. Dacă nu aveam laboratorul, nu puteam să construim fabrica aici. De ce? Pentru că noi trimitem aceste bacterii și nu sunt doar produse bazate pe bacterii, dar bacteriile sunt proporțional cea mai mare parte din rețetă. Dacă nu aveam acest laborator, nu le puteam trimite în formă concentrată, nu puteam controla calitatea, nu le puteam multiplica așa cum trebuie și nu ieșeam în costuri pentru producție aici. Așadar, aici facem niște diluții care ne permit să ne situăm la niște prețuri competitive pentru piața americană. Și chestiunea asta nu se putea întâmpla fără laboratorul din România. Sau, spunând-o mai simplu, România acum exportă biotehnologie, sigur, e un pas mic pentru noi, dar cum altfel să începi? Și noi, Norofert, uitați-vă, am reușit să facem cu susținerea pieței de capital un laborator și exportăm biotehnologie din România. Da. Hai că îmi cer scuze că am întârziat puțin probleme tehnice, dar până la urmă am reușit să mă alătur și o discuție noastră interesante. Acum, nu știu dacă ați atins și asta, dar aș vrea totuși să insist puțin asupra. Am vorbit noi puțin înainte vis-a-vis de chestiunile logistice implicate în tot ceea ce înseamnă, mă rog, producția și transportul din România până în America. Și îmi spuneai tu, Vlad, că deși la prima vedere pare ușor, nu este chiar atât de ușor și lucrurile sunt, mă rog, au trebuit cumva pus la punct lanțul ăsta al distribuției. Nu sunt niște provocări insurmontabile, totuși liniile
navale funcționează foarte bine, se trimit pe apă toate ingredientele, inclusiv bacteriile în formă concentrată, și avem o metodă de a le trimite pentru a le păstra calitatea pentru mai mult timp. Aici e o chestiune de calibrare. Știm cât fac pe drum ingredientele, știm care e procesul de producție și durata, și atunci putem să ne estimăm niște timp de producție astfel încât să putem livra marfa. Deci, da, e departe, durează mult să trimiți, undeva la 35 de zile să trimiți niște materii prime, dar nu faci chestiunea asta în fiecare lună. O faci de două ori pe an, în funcție de estimările pe care le ai de comenzi, și nu văd o problemă pe viitor cu logistica. Bineînțeles, acum logistica se mișcă mai greu, că sunt toate aceste probleme prin diferite locuri din lume, dar per total e deja al treilea transport și n-am avut nicio întârziere față de estimare. Deci pentru asta suntem în regulă. Da. Ar mai fi ceva, dacă îmi permiți, Cătălin, tot vis-a-vis de deschiderea, ca să zic așa, punctului de lucru din Statele Unite cu firma de aici. Cred că vorbeam, mi-aduc aminte, la când ne-am mai întâlnit în anii precedenți, anul trecut sau chiar cu 2 ani în urmă, vis-a-vis de faptul că voi ați inițiat discuțiile încă din 2020, dar lucrurile au fost puse cumva pe hold din cauza, știți foarte bine, pandemia și așa mai departe. Însă, acum că ați ajuns deja în punctul în care veți și deschide în curând, întrebarea e dacă, prin prisma, nu știu, relațiilor comerciale, mă rog, dintre România și Statele Unite, ați simțit cumva că sunteți ajutați, să zic așa, de autoritate, ați făcut apel la ei sau pur și simplu v-ați descurcat singuri? Putem să trecem la altă întrebare? Bun, atunci mergem la altă întrebare, dacă n-ar fi nimic de spus. Ceea ce e foarte important de subliniat aici este că noi am fost foarte bine primiți de oamenii din Dakota de Sud. Chiar ne simțim că doresc să ne cunoască, vor să se asocieze cu noi și să facem treabă împreună. E un stat cu o taxare minimală, cred că are una din cele mai bune taxări din Statele Unite. Sunt foarte deschiși către business, sunt foarte deschiși să te ajute să-ți facă viața mai ușoară când deschizi un business, pentru că nu aduci bani acolo și aduci locuri de muncă. Deci gândirea e total diferită față de România. Nu contează că suntem români străini, adică chiar n-am simțit la o secundă. Da. Bun, poate o să mai revenim la discuția cu Statele Unite, dacă mai sunt și întrebări. Iată veștile și comunicatul de azi, dar și ce a spus voi acum sunt interesante și perspectivele sunt bune, dar hai să vedem că business-ul important e aici deocamdată, să-l întrebăm pe Mircea, în primul rând, cum e anul ăsta agricol? Aș pleca de aici, pentru că anul trecut s-au plâns foarte mulți fermieri. Unii chiar spuneau că a fost cel mai cumplit an din ultimii 20-25, nu știu, nu mă pricep, dar probabil să fi fost așa. Cum se vede anul ăsta, Mircea, și după aia să vorbim de business-ul vostru? Da, mi-ar fi plăcut să țin trendul colegilor și să spun că facem drenaje și pe aici, să dăm alpa la o parte, nu e cazul. Dacă vorbim de an agricol, anul agricol a început în toamnă, cu culturile de toamnă. Anul agricol se termină odată cu însămânțarea culturilor de primăvară. Dacă toamna a fost una cu extrem de puțină predictibilitate, extrem de multă teamă în rândul fermierilor și o frică teribilă de a investi în culturi, pentru că lipsa asta de predictibilitate și necunoscută în ceea ce privește prețul cerealelor, plus venind după un an greu în care s-au pierdut niște sume colosale pe hectar, adică vorbim de un minim de 500 de euro și de un maxim de 1000 de euro, a fost o teamă teribilă de a investi în culturi în toamnă, mai ales pentru că a fost o secetă la nivel național fantastică și cine a însămânțat în perioada optimă n-a avut nici absolut nimic, pentru că sămânța a stat în pământ ca într-un sac. Lucrurile și-au revenit la un nivel acceptabil de precipitații în ultima parte a anului. Anul ăsta, dacă judecăm de la 1 ianuarie până la momentul de față, lucrurile stau mai bine decât anul trecut. Dar dacă judecăm ca an agricol, de aia s-a văzut și în Q4, am avut niște așteptări și așteptările
nu l-am avut fiind optimiști. Așteptările le-am avut uitându-ne la toți anii din spate, la ceea ce se întâmpla procentual din total vânzări în perioade anuale. Lucru care nu s-a întâmplat anul trecut, se recuperează ușor anul ăsta. În continuare, eu cred că prețurile cerealelor cu siguranță nu se va dubla. Așteptările, cred eu, în rândul fermierilor nu mai sunt aceleași de anul trecut, pentru că s-a stabilizat undeva, din punctul meu de vedere și al nostru, nu e un preț corect, pentru că prețul cerealelor la momentul ăsta este încă o teamă de a se semna contracte pe future, contracte. Se merge din punct de vedere al fermierilor la... Nimeni nu-și mai asumă riscuri și toată lumea vrea să-și recupereze investiția. Vorbeam și cu băieții. Vreau să te întreb, Mircea, scuză-mă, dacă tot spui de... Ok, știm că au fost probleme anul trecut vis-a-vis de business în general, creditarea fermierilor și așa mai departe. Știu că voi, istoric vorbind, anul trecut sau în 2022, sau plecând din 2020 încoace, mai bine spus, ați îmbunătățit cumva gradul de colectare a creanțelor. Da, a mers până, mă rog, aproape de maxim, ca să zic așa. Însă, cumva, anul trecut, lucrurile, mă rog, nu știu exact cum au stat, dar indiferent de ce s-a întâmplat anul trecut, anul ăsta crezi că lucrurile se vor mai îmbunătăți sau, dimpotrivă, se vor mai înrăutăți vis-a-vis de gradul ăsta de încasare al creanțelor? La ce vă așteptați? Eu cred că noi am avut un grad de încasare chiar și peste așteptările noastre, datorită prudenței cu care am creditat. Asta, bineînțeles, că ne-a dus într-o scădere a cifrei de afaceri. Dintre două rele a trebuit să o alegem pe cea mai puțin rea. A fost o decizie bună sau proastă? Nu știu, timpul ne va demonstra. Am ales, pentru că e foarte greu să vii să creditezi. Cererile sunt pe masă tot timpul, în fiecare zi la departamentul de risc. Dar când tu vezi un grad de îndatorare, și o luăm aici per hectar, de 2.000-3.000 de euro, grad de îndatorare per hectar, alegi să vinzi, care de fapt nu e o vânzare, până la momentul în casări e o donație, sau îți asumi o scădere a vânzărilor, dar un grad mare de încasare. Eu cred, la fel cum e și în America, vorbeam cu băieții, până nu se termine această plată la recoltă, acest credit furnizor, predictibilitate nu o să avem. Și riscul ăsta și păcăleala asta că de ce n-ai vândut? N-am vândut pentru că am ales să încasez. Judecați, suntem oricum, și aici vorbim de piața de capital. Dar ca sănătatea business-ului, noi am ales ce era mai bine pentru noi. Chiar dacă o scădere a cifrei de afaceri într-un an ca asta, ne-am asumat că n-o să avem niște cifre senzaționale, dar pentru noi important era să ne achităm creditele și să mergem înainte. Am ales sănătatea companiei în detrimentul riscului. Aici o să fac eu o adăugire. Să nu uităm faptul că acest grad de încasare foarte bun a dus către posibilitatea de a achita niște credite de la bănci în avans și a le închide într-un an în care puțin s-ar fi gândit să facă chestiunea asta. Așadar, cel mai bun martor că decizia managementului a fost bună, da? De a se prioritiza gradul de încasare este chiar returnarea aproape 19 milioane de lei către bănci în 2023, lucru deloc de neglijat având în vedere situația din domeniu. Până la urmă, acum, dacă e să tragem așa linie peste rezultatele de anul trecut, voi cum le apreciați? Având în vedere și complexitatea și dificultatea anului, dar și așteptările de la început, poate, și cum vedeți voi cifrele, dincolo de cum le-au văzut investitorii? Da, e clar că n-au fost cifrele pe care le așteptam și a trebuit să ne adaptăm de la lună la lună, pentru că situația în agricultură s-a degradat de la lună la lună. Am început totuși bine anul 2023. Prețurile au continuat să scadă, prețurile la îngrășăminte n-au scăzut proporțional cu prețurile cerealelor și chestiunea asta a dus la niște blocaje și la niște dificultăți majore pentru ferme. Am încercat să ne adaptăm de la trimestru la trimestru și să luăm deciziile pe care noi le-am considerat corecte și echipa de management
aici, mingea de față, cred că a luat deciziile potrivite, dificile, dar potrivite. Pentru că ne uitam în jurul nostru la alți jucători din piață care aveau dificultăți foarte mari pentru că s-au aruncat să crediteze fermierii și fermierii n-au mai avut de unde să plătească. Asta e foarte clar. Sunt supraîndatorați fermierii, sunt fermieri care au de 5 ori apia, au toate IMM investurile luate. Deci nu mai pot să ia niciun leu de la bancă dacă vor avea dificultăți să se salveze. Chestiunea asta trebuie ținut cont de chestiunea asta atunci când vedem și următoarele luni. Deși lucrurile s-au îmbunătățit față de anul trecut și nu cred că vom mai avea aceste fluctuații, totuși trebuie să ținem cont de ele. Revenim la 2023, să nu uităm că am fost primii din piață care au recunoscut că lucrurile nu merg atât de bine și au revizuit BVC-ul. În momentul în care am revizuit BVC-ul, că și asta a fost o discuție, domnule, ați revizuit BVC-ul, dar totuși nu l-ați făcut. Corect, dar în momentul în care l-am revizuit, eram în fața sezonului de prevânzări și, cum a zis și Mircea, deși aveam un istoric al sezonului de pre-sales în care vindeam destul de mult și erau rezultate foarte bune, în Q4 2023 nu s-a mișcat mai nimic, pentru că fermierilor le-a fost foarte frică să comande și să investească în culturi atunci când prețurile scădeau de la o zi la alta. Bun, și acum vis-a-vis de... Bun, am înțeles, anul trecut a fost cum a fost. Întrebarea e cum a început anul ăsta, dacă se poate spune după primele 3 luni, pentru că anul trecut am văzut că începutul a fost bun, după care, mă rog, a venit secetă, au scăzut prețurile cerealelor și a fost așa un cumul de factori, din păcate, negativi amândoi. Cum a început anul ăsta și dacă spui că modelul de business în general cu plata, cu încasarea de fapt peste 270 sau chiar 300 de zile, mai e viabil și dacă anul ăsta, nu știu, o să fie cumva altfel, sau adică aveți un alt plan de a face lucrurile, presupun că tot așa trebuie să se întâmple, nu? Eu cred și observ din ce, și o surpriză plăcută e să observ că fermierii au început să lucreze pe bugete. Cred că o resetare a agriculturii e inevitabilă. Lucrurile se întâmplă. E clar că dacă nu se iau măsuri la nivel de fermă, lucrurile nu arată bine. Vedem sute de anunțuri de ferme la vânzare. Ni sunt propuse zilnic o grămadă de ferme. Lucrurile se așează. V-am zis, gradul de îndatorare este extrem de mare la nivel, dacă îl calculăm pe hectar, trebuie să muncești 5-6 ani de zile să faci banii pe care se fac, banii care se fac în mod normal pe hectar, să-ți achiți datoriile. Cash flow e clar negativ, dar partea bună e că se lucrează pe bugete. Nimeni, că de asta a fost și Q4 așa de rău, nimeni nu a venit să-și ia. Înainte era un discount pe care îl primeai la prevânzări. Toată lumea îl urmărea și vrea să-l ia. Acum, de frică și normal, având gradul ăsta de îndatorare, s-a cumpărat fazial. A zis, toată lumea a zis, așteptăm să plouă și atunci vom investi în culturi. O frică teribilă, care nu e rău ceea ce se întâmplă. E clar o reașezare. Și nouă ne-ar fi plăcut să fie ca în America și probabil că lucrurile se schimbă și la noi. E o resetare clar. Toată lumea ar vrea să vândă la prețul net. Noi lucrăm pe credit furnizor la un preț brut. De acolo încep să aplici discounturi. De ce se face lucrul ăsta? Pentru că în caz de neplată, toți furnizorii vin să taie din discounturi din cauza acestei plăți furnizori. Și e cumva la sfârșit o păcăleală, pentru că e foarte frumos să lucrezi pe prețul net în fiecare zi, să poți să ții un registru, să știi cât ai investit, cât vrei să investești în continuare, uitându-te la potențialul de producție. Pe fermă am pierdut anul trecut, dar n-am făcut nimic și niciun fermier nu se condamnă pentru că n-a făcut nimic diferit față de ce a făcut în ultimii 10 ani de zile. E foarte clar, există formule. Pentru o tonă de producție trebuie să investești atât MPK. E foarte simplu. Oamenii n-au făcut decât să investească, ce făceau în fiecare an. S-a acumulat și seceta teribilă cu scăderea prețurilor la jumătate și probabil că a venit anul ăsta în care se aplică și se cumpără fazial. Începutul de an, cu siguranță v-am spus, este mult mai bun decât anul trecut. Avem un Q1 peste anul trecut. Dar per total an agricol,
având în vedere că în toamnă nu s-a aplicat mai nimic pe culturi, se încearcă o recuperare fazială în funcție de ploi. Nu avem un nivel de precipitație extraordinar, e acceptabil la momentul ăsta. Deci e clar că investițiile în irigații contează mai mult ca oricând și cine nu va face investițiile astea va avea de suferit pe viitor, nu numai în irigații, și în tehnologie eficient, că înțeleg că contează foarte mult și eficiența pe hectar, nu, până la urmă eficiența asta dincolo de suprafață mare cu orice preț. Și practic lucrurile astea anul ăsta cumplit, care a fost cel trecut, poate să fie și o resetare a ce va fi pe viitor, adică poate, domne, pentru unii nu va mai merge chiar așa și ținând cheltuielile sub control, adică e o schimbare cumva, se poate spune, sau în fine a fost o perioadă grea și revin lucrurile ca înainte? Nu cred că mai revin lucrurile ca înainte. E clar că e o reașezare, o resetare, pentru că dacă un tractor a fost cumpărat, și vă dau un exemplu din fermă. Am cumpărat anul trecut un tractor și era 250.000 de euro, acum second hand e 400.000. Adică lucrurile stau atât de rău din punct de vedere al motorinei, din punct de vedere al resursei umane, din punct de vedere al utilajelor. Lucrurile nu stau bine în continuare, adică ele cresc în continuare. Asta îți crește costul indirect pe fiecare hectar pe care tu l-ai în fermă. E clar, pentru că ai amortizmente, ai resursa umană. Am avut atunci subvenționat jumătate de an, ne-am făcut business plan după 5 ani, că așa vom fi, și am repoziționat salariile în resurse umane după 6 luni s-a terminat. Eu cred că e o resetare, o reașezare. V-am zis, bucuria mea mare e că se lucrează pe bugete. După recoltă, dacă lucrurile vor sta bine, din toamnă eu cred că fiecare din fermieri va fi foarte atent și va investi. Da, e un an în care nu s-a vândut în toamnă, s-au înființat culturile pe premisa faptului că fiecare mai are ceva în sol din anii în care a aplicat și e momentul să fructifice ce are în sol, pentru că e clar, nu își mai permitea riscul. Un an prost, neștiind ce va urma, te ducea în faliment. Oricum, lucrurile nu stau deloc. Insolvența e tehnică, dar ea există. Sunt optimist așa. Noi facem irigații, sunt la fermă aici, suntem prin șantier, montăm pivoții. E frumos să spunem că facem irigații, nu e ușor deloc și aici cred eu că dacă vom primi 100 de euro pentru 2023, nu cred că asta ne ajută. Ne-ar fi ajutat un sistem de irigații la nivel național, oamenii să pot veni să-și facă irigații. Nu e așa ușor, nu e deloc ușor, ne lovim de ele în fiecare zi. Nu ai sistemul. Eu cred că ar trebui schimbat un pic sistemul, un pic din temelii, ca să nu fie chiar un pic, și să avem infrastructură pentru a investi în irigații. Pentru Uite, că... dacă tot ai adus aminte, aș avea o întrebare aici în continuare la irigații. Deci, spunea Vlad că, și am văzut asta, ați închis credite de vreo 19 milioane de lei, nu pe parcursul anului trecut, însă am văzut că acum ați apelat la un alt credit de vreo 4 milioane și ceva de lei pentru irigații. Deci, practic, prin sursa asta de finanțare, veți mai iriga încă vreo 350 de hectare, nu, dacă nu mă înșel acolo, și da, se vor aduna peste celelalte. Acum, întrebarea este, scăzând totuși din punct de vedere financiar, da, din păcate ați raportat o pierdere anul trecut, care e relația cu băncile? Adică, pentru că știm, agricultura e un sector, cum să spun eu, capital intensiv. Dacă nu ai resurse la dispoziție, din păcate nu poți să fructifici în piață în momentul respectiv și s-ar putea să stai să te uiți. Cum e relația voastră, să zic așa, cu finanțatori? E ușa în continuare deschisă? Adică puteți să vă mai finanțați? Noi ne-am finanțat și acest credit l-am obținut fără probleme, pentru că și cifrele au arătat bine. Agricultura nu e un domeniu dorit de bănci la momentul ăsta, chiar deloc. Exact. Da, din cauza gradului de îndatorare și a riscului la momentul ăsta, dar irigând acum, la momentul ăsta, undeva la 35% de la nivelul fermei, deja problemele dispar într-un mod în care ai o predictibilitate și doar cu 35% irigații,
nu mai ai riscul de a ieși pe minus la nivel de fermă dacă lucrurile sunt gestionate corect. E clar că va fi un an de învățare, iarăși ne vom lovi de niște lucruri cu siguranță, că sunt multe neprevăzute. Dar, cu alte cuvinte, să înțelegem că încasările sau cash flow care va veni din fermă de aici, din partea irigată, plus investiția pe care o veți face acum, practic vă va asigura cel necesar minim de capital financiar, nu, prin care să practic să vă finanțați activitatea? Asta e de fapt ideea? Cu siguranță că ferma la 35% din suprafață irigată n-ar trebui să mai aibă nicio problemă. Ar trebui să se susțină singură, fără ajutorul unor oferte sa de pe partea cealaltă și să facă un profit. Acum, marja de profit vom vedea. Ideal e, noi trebuie să începem de undeva, Ne-am fi dorit mai mult, din păcate, legislația nici nu ne ajută, pentru că ar trebui să avem niște contracte de schimb care ar trebui recunoscute la un moment dat, pentru că și ăsta e un impediment să faci. Tu te duci și te mergi fără mițeată, lucrezi într-o parcelă mare, dar tu nu ai la momentul ăsta o lege care să te asigure că în momentul în care faci această investiție vei merge, vei avea timp de 10 ani de zile. Și aici iarăși o problemă care împiedică foarte multe ferme să facă irigații. Ceea ce aș dori eu să mai subliniez și cu irigațiile, suntem după 2 ani de zile de farming. Este fantastic de repede a reușit echipa de management. Știu că acum nu-i place lui Mircea când îl laud, să comaseze suprafețe impresionante de teren, pentru că altfel nu ar fi fost eficient un proiect de irigație. Adică dacă nu îl faci pe o suprafață foarte mare, nu e eficient. Și în ăștia 2 ani de zile ei au lucrat foarte tare să comaseze terenurile ca să ajungem să producem mai eficient per unitate, per hectar, per cum doriți dumneavoastră să interpretați, cum de altfel se face și la fabrică, cu laboratorul, ca să produci, să reduci costurile per litru. Adică, cel puțin viziunea noastră este să fim cât mai eficienți cu tot ce avem. Noi ne-am construit în ultimii ani multe active și trebuie să le ducem, asta este țelul nostru următor, să le ducem la o eficiență cât mai mare, financiară și operațională, desigur. Da, apropo de terenuri, e o întrebare în chat dacă aveți de gând să cumpărați terenul de la Zimnicea și dacă da, când? Aici noi am făcut un calcul mai la începutul activității de farming și am constatat că amortizarea ar fi în mult prea mulți ani încât să merite investiția în terenuri. Da? Au crescut destul de mult prețurile terenurilor, probabil că se vor mai stabiliza anul ăsta, nu știu, n-am o idee foarte clară, dar nu are sens momentan să cumpărăm terenuri, sunt mult prea mulți bani blocați pe care putem folosi în altceva. Și acum, continuând ideea cu comasarea, în continuare se comasează suprafețe și se fac schimburi de terenuri, pentru că strategia noastră este să continuăm investițiile în irigații și cu siguranță anul viitor vom mai avea investiții în niște suprafețe irigate. Vrem să ajungem la cât mai mult din suprafață irigată. Nu o să putem niciodată să fim fix pe fix cu irigațiile, dar vom încerca cel puțin un 85% din suprafață, 90% să irigăm, în măsura în care vom putea comasa teren. Da. Ne apropiem de final. Aș vrea să vorbim și de buget și de perspective. Până atunci să prezint eu evoluția cotației, că e una interesantă. Întrebarea ar fi ulterior. Cum e bugetul ăsta, pe ce vă bazați și e clar, e o creștere a cifrei de afaceri, se revine pe profit, dar aș vrea niște păreri personale așa ale voastre vis-a-vis de buget și ce așteptați anul ăsta. Până atunci doar să spun că avem o evoluție extrem de interesantă a cotației, în sensul în care, pe de o parte, trendul descendent început cumva în 2022, toamna așa, toamna târziu, ca să zicem, continuă, dar iată o evoluție interesantă în ultima perioadă, în sensul în care sunt încercări de revenire a cotației și aici avem 15-20% creștere chiar și astăzi, iată zilele astea cu vestea asta. Să nu uităm că suntem la 75% scădere din maximul istoric și
pentru mine e destul de clar că dacă va trece cotația de zona asta 47-49, hai să spunem 5 rotund, va ieși din tendința asta, va trece și peste o medie pe care nu o foloseam până acum, dar se vede clar rezistență media simplă de 200 și cu perspective foarte bune către 6-2, 6-8, 7 lei, unde a fost de curând a zice și să se încheie tendința asta absolut descendentă și enervantă pentru mulți investitori care așteaptă un bottom. Să vedem, bottom-ul deocamdată s-a format pe aici, dar trebuie să fie un semnal pozitiv. În rest, e destul de tehnic și va conta foarte mult cu ce se va întâmpla la raportări, asta e clar. Acum, în privința bugetului, ce părere aveți voi așa personale? Vine și o AGA, cum vedeți perioada următoare? Încep eu? Asta e un buget pe care l-am gândit uitându-ne la 2023 cum a fost, gândindu-ne că 2024 trebuie să însemne o revenire a agriculturii, da, cu tot resetul pe care sperăm că și l-a făcut. Și este un buget conservator pe care vrem fără niciun fel de emoție să-l atingem și să marcăm începutul unei creșteri, relorii unei creșteri. Alex, pe tine te-aș întreba, că știu că te-ai ocupat de liniile de producție, de punerea în funcțiune, cu toate întârzierile și provocările, cum funcționează acum, la ce capacitate, ce perspective sunt? Ele sunt, toate liniile noastre de producție sunt operaționale, funcționează foarte bine, sunt pregătite să preia cantități mult mai mari de producție, dar trebuie întotdeauna să ne gândim la sănătatea companiei și încasărilor din creanțe. Și atunci noi suntem pregătiți peste tot să majorăm producția, sunt oameni, se investește în continuu în tehnologie, în continuu în a ne eficientiza. Și ce doresc eu neapărat să subliniez, că n-am ce să spun neapărat despre buget, este ce am analizat eu sau ce am învățat eu de Norofert în anul acesta, este că echipa de management a făcut un dans extrem de bun, foarte eficient, financiar, operațional, ca să avem aceste încasări, ca să returnăm creditele, ca să putem să investim în continuare în eficiența operațională și financiară a companiilor noastre. Și eu consider că avem o echipă foarte bună, a cărui lider este Mircea, și în anul 2024 vor face din nou tot ce este omenește posibil ca să progresăm. L-ai lăudat pe Mircea astăzi? Da, nu știu, da, pe nu m-a privat niciodată, știți? Și atunci se pară că e o altă zi. Mircea, deci în concluzie, cum vezi anul ăsta agricol așa? Nu numai din punctul de vedere al vostru, în general, ai spus tu cam, dar de ce ar trebui să depindă ca să fie totuși un an bun? Că dacă e un pic mai bun ca anul trecut, nu cred că e bun, nu? Sau se poate reseta totul dintr-o dată? Nu cred. Dintr-o dată nu, dar tendința din punctul meu de vedere se duce acolo. Și eu sunt optimist la momentul ăsta. Câmpurile arată bine la momentul ăsta. E foarte devreme pentru a vorbi de a doua parte a anului. Așteptăm în două luni de zile, trei luni, două luni și jumătate, vom vedea recoltele. Prețurile s-au stabilizat într-o zonă în care nu e foarte confortabilă, dar trebuie să ne raportăm cu siguranță la aceste prețuri și să ne facem bugetele de aici încolo. Cred că după recoltarea culturilor de toamnă, lucrurile își vor reveni de toamnă, da, lucrurile își vor reveni la normal. Vlad, vreau să încheiem cu tine cu un mesaj pentru investitorii. Atât de mult încercați în anii ăștia, dar totuși e important un mesaj. Mesajul e scurt. După un 2023 în care, bun, rezultatele nu au fost așa cum le așteptam, dar am demonstrat reziliență și am demonstrat că putem să ținem finanțele sub control și să facem chestiuni care păreau foarte grele, returnatul banilor către bănci. Cred că investitorii pot avea încredere pentru 2024 în Norofert. Bun, cu mesajul ăsta atunci
Încheiem. Noi vă dorim succes ca de obicei și vă mai așteptăm. Și mai avem un anunț că AGA-ul, totuși tot prin e-vote, iară o chestie nouă pe piața noastră. Noi doi vom fi în America în timpul AGA-ului, dar investitorii sunt invitați să participe fizic sau online. Da. Și ne descurcăm cu tehnologia. Vom fi acolo să răspundem online la orice întrebare și să discutăm cu investitorii. Bun, mult succes și vă revedem cu prima ocazie. Mulțumim foarte mult. La revedere. Încheiem aici ediția de astăzi. Vă dăm întâlnire mâine la aceeași oră. Până atunci, seară plăcută și profitabilă. La revedere.